soare și ploaie, răsărit și amurg, zâmbet și lacrimi pentru tot ce primim. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru dulcea chemare și harul primit, clipe sublime ce în veci n-au sfârșit. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim, te lăudăm, harul iertării și viața primim. Cerul ni l-ai deschis, în veci fi slăvit. Iertată în sânt legământ, îți mulțumim, îți mulțumim pentru buna povață și arbul veșmânt, drumul spre glorie și nu spre mormânt. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim. Te lăudăm, harul iertării și viața primim. Cerul mi l-ai deschis, în veci fi slăvit. Slăviți să fie Domnul! Cântare frumoasă, unde mulțumim Domnului pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Glorificat să fie numele Lui! Îi dăm slavă Lui și pentru soare, și pentru ploaie, pentru toate lucrurile. Cum ploaia a venit și lasă binecuvântarea sa peste pământ, am vrea ca și în această după masă, ploaia cerească să fie peste Biserica Maranata. Haideți să vă ridicați și dumneavoastră în picioare și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Merită El toată slava, toată cinstea, totul merită Domnul nostru Iisus Hristos. Spune Psalmul 108, gata este inima să cânte, Dumnezeule. Ce frumos! Cum este inima noastră? Este gata în această după masă? Haideți să ne rugăm să fie gata inima noastră, să fie deschisă și Iisus Hristos să fie prezent în inima fiecăruia dintre noi. Aș vrea să intrăm în această rugăciune de mulțumire, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat putere în trupurile noastre să putem ajunge în locul acesta. Ne-a dat harul acesta și pacea aceasta să fim în locul acesta. Haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Amin. Vă zicem tuturor un bun venit în casa Domnului. Este frumos că suntem cu toții la oaltă, la părtășie, la bucurie, glorificat să fie Domnul. Totodată, mulțumim și fraților care ne vizitează, fraților de la Crems, tinerii de la Crems, împreună cu fratele Elisei Vizitiu, Domnul să-i binecuvinteze. Vor sluji astăzi Domnului și împreună cu ei ne vom bucura în Domnul, slăvit să fie Domnul, pentru toate lucrurile.
Am vrea ca la început să dăm loc celor de la Krems, fraților de la Krems, grupului de la Krems, să laude pe Domnul cu o cântare, apoi fanfară să laude pe Domnul cu o cântare și rog apoi pe fratele Filip Burlacu să ne motiveze la următoarea rugăciune și Dumnezeu să ne asculte pe toți. Amin. Tot ce am, Iisus, mă dăruiești.
să fie Dumnezeul nostru. Ne bucurăm ca în seara aceasta să fim în mijlocul vostru, să putem să slujim împreună, să putem sta la părtășie împreună și îmi doresc ca Duhul Sfânt să fie Cel care să ne unească și să avem o părtășie prin El și El să lucreze în mijlocul nostru și să simțim puterea în seara aceasta. Ne stăm față să ne rugăm și tot știam că venim și mă gândeam cum să, ce să fac, ce să îndemn și ziua aceasta, într-o zi, mergând la lucru dimineața, mi-a apărut pe telefon un verset și versetul acela spunea așa, Coloseni capitolul 3 cu 2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și mi-am pus întrebarea și tot mă gândeam la acest verset și tot îmi spuneam care sunt acele lucruri de sus la care să ne gândim și care sunt acele lucruri de pe pământ la care să nu ne gândim. Tot mi-am pus întrebarea aceasta și tot frământa mine, care sunt acele gânduri care trebuie să le avem sau cum să fie gândurile noastre. Și cred că trăim o vreme în care se dă un nivel, la nivelul minții, un nivel, o luptă foarte tare, o foarte puternică luptă se dă la nivelul minții în ziua de astăzi, nu doar la copii și tineri, ci la toți care suntem și toți care trăim pe acest pământ, din cauza, poate să spunem, înaintarea tehnicii atât de mare și în viteza cu care tot propășim, la nivelul minții se lucrează foarte mult și se dă o luptă imensă din partea celui rău și de aceea aici acest cuvânt cred că este benefic pentru noi să ne verificăm un pic și să vedem și să cerem poate chiar acest lucru de la Dumnezeu, să știm ce gânduri trebuie să avem, căci în continuare spune așa, sau chiar să începem cu primul verset, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta Lui. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Vedem aici niște lucruri care le enumără Apostolul Pavel și spune că ați fost cândva așa și pot să zicem că sunt poate aceste gânduri care, sau să, care să nu fie în viața noastră. M-am dus la alt cuvânt și am zis oare ce gânduri să avem și am zis că care este mai bun exemplu decât poate decât Iisus Hristos. Și spune în Filipeni capitolul 2, începând cu versetul 1, voi citi. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucurie deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiindcă din voi, fiecare din voi să se uite la, nu la foloasele lui, ci și la foloasele altor. Și acum sincer, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Oare care este acest gând care era în Hristos Iisus? Spune că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Oare care este acest gând al lui Hristos și care sunt poate alte gânduri care le avem în mintea și în inimile noastre? Și mi-am pus întrebarea și am zis că care ar trebui să fie rugăciunea noastră? Care ar trebui să fie cererea noastră către Dumnezeu să ne schimbe inima sau și mintea
Să pună noi acest gând care a fost și în Hristos Iisus și aș dori să facem această rugăciune care o vom face pentru acest lucru. Ca Dumnezeu să ne schimbe, să ne transforme mintea noastră și în gândul nostru să fie gândul al lui Hristos. Spune acolo să nu facem nimic din duh de ceartă, nimic din răutate, ci în dragoste, în smerenie. Și mi-am observat că în timpul care trăim, lucrul acesta a devenit foarte impopular. Și fiecare își face partea lui, fiecare privește doar viața lui, fiecare este destul de înstărit să nu mai aibă nevoie de frate, să nu mai aibă nevoie de cineva și fiecare este pentru el sine independent. Am casa mea, am mașina mea, am familia mea, am banii mei, am locul meu de muncă și nu mai depind de nimeni, nici de sora, nici de frate, nici de ajutorul din partea, poate din familie mele și fiecare dorește să fie independent. Poate bunăstarea ne-a dus în acest lucru și vreau să vă spun sau să ne avertizăm fiecare pentru noi, căci ne paște prin această pericolă acesta să pierdem gândul lui Hristos. Care El ce-a făcut? El cu toate că era deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat, s-a smerit și s-a dat pentru noi pe cruce. Și acest gând ne îndeamnă să avem și noi. Spune alte gânduri acolo care erau și care nu le avem și ne putem doar să verifica fiecare între noi să vedem oare cum suntem noi. Suntem noi plini de dragoste sau suntem cu mânie? Suntem plini de vrăjmașie sau suntem cu smerenie? Care sunt gândurile noastre și care am dorit să fie gândurile noastre? Eu aș dori ca fiecare dintre noi să avem gândul acesta care era în Hristos. Vreau să vă spun și să vă promit că dacă toți am avea acest gând al lui Hristos, n-ar mai fi certuri în biserici. Dacă am avea gândul lui Hristos, n-ar mai fi certuri în familie. N-ar mai fi copii neascultători de față de părinți. N-ar mai fi soț și soție care nu se înțeleg sau poate să ajungă la divorț. N-ar mai fi toate lucrurile acestea. Dacă toți am avea gândul care era și în Hristos Iisus, am fi o comunitate care să fim unită, plină de dragoste, plină de iubire, ca cei din jur care ne-o vedea să vadă că suntem copiii lui Hristos și prin aceasta să aducă laudă lui Dumnezeu. Și aș dori să facem această rugăciune și vă îndemn să facem rugăciunea aceasta cerând lucrul acesta de la Duhul Sfânt. Să cerem ca Dumnezeu să lese Duhul Său cel Sfânt peste noi. Să ne transforme mintea, să ne transforme inima și să ne dea puterea aceasta să lăsăm de la noi. Să lăsăm ceea ce ne ține sau ceea ce avem în gândul nostru și este cu adevărat o luptă acest lucru. Este o luptă să leși ale tale, încredințările tale, să leși poate nevoile tale, să leși drepturile tale ca tu să poți să fii o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Poate vei fi nedreptățit și poate sunt lucruri care nu-ți pasă sau nu-ți convine ție. Dar vreau să spun, dacă vei avea gândul lui Hristos și El va poate face acest lucru prin Duhul Său cel Sfânt, vei fi un om plin de pace, vei fi un om care, cum scrie acolo, să nu fie făcut din duh de ceartă sau alte lucruri. Și vă invit pentru aceasta, haideți să ne ridicăm în picioare. Vom face această rugăciune și cerând de la Duhul Său cel Sfânt să ne transforme, căci El este singurul care va putea să lucreze acest lucru în noi. Noi ca oameni nu vom putea. Noi ca oameni nu reușim. N-avem puterea aceasta să trecem peste păcatele care le avem sau lucrurile celui rău, dar Duhul Său cel Sfânt este Cel care ne va înnoi inimile, care să cerem de la Dumnezeu o inimă de carne, inima care El să fie Duhul Său cel Sfânt pus în noi. Și atunci vom avea gândul lui Hristos și în așa fel vom trăi în pace, în dragoste, așteptând venirea lui Iisus și toți vom pleca cu El. Amin.
Ai fost cuvânt plin de har.
Thank you.
Să fie ziua împăcării.
plătit pe cruce mântuirea, ca să fii cu El în veșnicie. Lui nemuritoare, orice
Iisus, dacă crezi și în El meritezi, niciun rău nu va fi de neînvit. Viața ta ți-ar schimba, sigur n-ai regreta, și-ai sluji de acum doar pe El. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Ta, și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Cei ce nu
tău este iertare, vindecare, liberare, numele tău îl voi chema. Atunci când nu mai am putere, al tău cuvânt la mângâiere, în tine pot înainta. În numele tău este iertare, vindecare, liberare, numele tău îl voi chema. Dorința mea va fi a ta.
Yeah.
Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt din care, cu ajutorul Domnului, doresc să am un mesaj pentru noi în seara aceasta și care se găsește la Geneza, capitolul 27. Vom citi de la versetul 18 până la versetul 30 și apoi o a doua citire, tot din Geneza, capitolul 32, de la versetul 27 până la versetul 30. El a venit la tatăl său și a zis: Tată, iată-mă, a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns tatălui său: Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare. Am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvinteze sufletul tău. Isaac a zis fiului său: Cum l-ai găsit, fiule? Și Iacov a răspuns: Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Isaac a zis lui Iacov: Apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile erau păroase ca mâinile fratelui său Esau și l-a binecuvântat. Isaac a zis: Tu ești deci fiul meu Esau? Și Iacov a răspuns: Eu sunt. Isaac a zis: Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te binecuvinteze. Iacov i-a adus și el a mâncat, i-a adus și vin și a băut. Atunci tatăl său Isaac i-a zis: Apropie-te, dar și sărută-mă, fiule. Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simțit mirosul hainelor lui, apoi l-a binecuvântat și a zis: Iată mirosul fiului meu, este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul, să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug, să-ți fie supuse popoare și neamuri să se închine înaintea ta, să fii stăpânul fraților tăi și fiii mamei tale să se închine înaintea ta, blestemat să fie oricine te va blestema și binecuvântat să fie oricine te va binecuvântat. Iar a doua citire din capitolul 32, versetul 27 până la 30. Omul acela i-a zis: Cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: Spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: Pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis el: Am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Amin. Vă rog să ocupați locul. Iubiți frați și surori, înainte de a intra în mesajul care l-am pregătit pentru noi în seara aceasta, doresc să vă aduc multe salutări din partea Bisericii Betania Crems, salutul care se găsește la 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Vă mulțumim în numele Domnului Iisus pentru primirea care ne-ați făcut-o. Eu unul m-am simțit bine până acum, acum sper să nu stric nimic. O atmosferă plăcută de cântare, de rugăciune, de părtășie, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim că ne-ați primit de a sluji cu tinerii în seara aceasta, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să lese în continuare har peste noi și peste părtășia care o vom avea în această seară. Dragii mei, cu ajutorul Domnului doresc în seara aceasta să vorbesc despre identitate și am dat mesajului care îl voi avea titlul O nouă identitate în Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, care l-am citit, ne-l prezintă pe Iacov, acest om pe care Dumnezeu l-a ales, nu l-a ales pentru calitățile lui deosebite, ba dimpotrivă vedem în cuvântul citit că acest om a fost un om șmecher, dacă am voie să spun așa, un om care a păcălit, un om care a înșelat și totuși vreau să vă spun că Dumnezeu este acela care
a avut ochii asupra lui, a fost îndreptat privirea lui asupra lui Iacov și a dus momentul când Dumnezeu l-a transformat, i-a dat o identitate nouă, este partea a doua, care am citit-o în seara aceasta. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu alege oameni deosebiți, nu alege oameni, să zic, de înaltă calitate. Dumnezeu, dragii mei, ne alege nu pentru ceea ce suntem noi, și ne alege pentru ceea ce este El, pentru dragostea Lui, slăvit să fie Domnul. Și vreau cu ajutorul Domnului în seara aceasta puțin să ne adâncim în acest pasaj și să vedem că avem nevoie, dragii mei, de o identitate pe care ne-o dă Dumnezeu, o identitate care o căpătăm doar în Iisus Hristos, o identitate care este obligatorie dacă vrem să trăim o veșnicie în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea puțin să privim asupra acestui cuvânt, identitate, ce înseamnă identitate. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române și identitate înseamnă datele prin care se identifică o persoană. Toate datele care caracterizează o persoană este de fapt identitatea omului. Și m-am uitat în permisul meu de conducere, am luat permisul de conducere, am luat toate pașapoartele care le avem acasă, avem 7 copii împreună cu soția, 9 pașapoarte, am luat și le-am răsfoit să văd ce scrie în aceste acte de identificare, să văd prin ce autoritățile identifică o persoană. Și în timp ce mă uitam prin pașapoarte, mi-am dat seama că în curând la 3 copii expiră pașaportul și am zis la soție, dacă vrem să plecăm în România, e timpul să ne grăbim să le facem pașaport. Vreau să enumăr câteva lucruri prin care o persoană se identifică. Primul lucru este numele persoanei. Acest lucru, această caracteristică ne-o dă părinții, nu o putem schimba. Cât am vrea noi, cu soția, de exemplu, când s-a născut copiii noștri, a fost așa oare discuție între noi, fiindcă în familia ei toți copiii poartă 2 nume. Și eu ziceam la un moment dat, mă, lasă, hai să-i punem numai un nume, că 2 nume trebuie să scrii prea mult. Până la urmă avem copii și cu 2 nume și cu doar un nume. Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun că în Vechiul Testament, când e vorba despre nume, Dumnezeu dădea nume oamenilor și călăuzea în mod deosebit pe părinți să aleagă nume pentru copiii lor, deoarece numele vorbea despre caracterul acelei persoane. Vom vedea mai târziu pe parcurs că numele Iacov reprezintă de fapt caracterul lui și ceea ce era el. Apoi o altă caracteristică, o altă dată care caracterizează sau reprezintă identitatea noastră este data de naștere. Asta nu putem să o schimbăm. Ne naștem, dragii mei, dar nu putem schimba nimic la acest lucru. Apoi, locul nașterii. Ne naștem într-un loc. M-am uitat în pașaport, în permisul de conducere și am văzut că acolo la mine scrie Botoșani. Acum fiecare este născut într-un loc. Apoi, un alt lucru este sexul. Noi suntem masculini sau femenini și ceea ce am văzut în societatea din zilele noastre, un lucru care apare încă pe lângă masculin și feminin, mai apare și divers. Nu știu dacă ați sesizat lucrul acesta, dar la locul de muncă am văzut când caută pentru un post care este liber pe cineva, este trecut acolo masculin, feminin și divers. Nu știu dacă v-ați confruntat cu acest lucru, dar vreau să vă spun că în societatea în care trăim, tot mai mult se promovează o ideologie în care se spune că sexul este educat, este ceva care omul își însușește prin educație. Și tot mai mult în școli, dragii mei, caută să facă presiune asupra copiilor, asupra băieților și asupra fetelor, ca ei să înțeleagă că de fapt ei sunt bărbați sau fete datorită faptului educațiilor, prin ceea ce ei învață. De exemplu, fata mea a venit, mai am auzit din trecut, mai am auzit, m-am documentat, dar m-a șocat ce mi-a spus fata mea, care este astăzi cu mine, am 3 copii cu mine. În seara aceasta a venit într-o zi acasă și mi-a zis că are o colegă care are o soră, care la un moment dat, la vârsta de 20 de ani, a zis că nu mai se simțea fată. Și a zis că a mers la o operație să fie făcută bărbat. Deci trăim într-o societate, dragii mei, în care sunt astfel de lucruri și este important ca biserică să vorbim despre acest subiect, să vorbim că noi avem o identitate pe care ne-o dă Dumnezeu. Dumnezeu în Geneza, când l-a făcut pe om, spune că l-a creat bărbat și femeie.
Dumnezeu a stabilit ceva pentru identitatea noastră. Noi suntem bărbați sau femei. Și vreau să continui pe linia aceasta. Apoi am văzut în pașaportul meu mai este dată înălțimea. Da? La copii, când m-am uitat, la copii nu era trecută înălțimea, deoarece copiii mai cresc, ei se mai dezvoltă. Mai ne dezvoltăm și noi. În înălțime nu cred că o să mai dezvolt, dar cred că în alte dimensiuni mai putem să ne mai dezvoltăm. În pașaportul soției, care este un pașaport românesc, am văzut că mai este trecută și culoarea ochilor. Și apoi un lucru care l-am văzut în fiecare document de identificare, am văzut o poză. Poza aceasta, dragii mei, arată chipul nostru. Acest chip nu l-a ajutat foarte mult pe Isaac. Știți din ce cauză? Fiindcă Isaac era orb. Isaac nu vedea nimic. De aceea, el, dacă ați fost atenți în pasajul care a fost citit, a fost obligat de două ori să întrebe cu cine are de-a face. Bunica mea a fost nevăzătoare și mi-aduc aminte când mergeam la ea, doar primii nepoți din cei 10 copii pe care are, doar de la primii doi copii, spunea tatăl meu, a putut să-i vadă, apoi a orbit datorită diabetului și până la moarte a fost oarbă, în afară de o singură dată în care Dumnezeu a făcut o lucrare deosebită, fiindcă bunica era o femeie credincioasă, s-a rugat foarte mult ca Dumnezeu să îi facă acest atârs și să o vindece. Și Dumnezeu a trimis de undeva din Bistrița până în Moldova un om care i-a vorbit Dumnezeu prin el că Dumnezeu se atinge de ea și s-a atins o zi, Dumnezeu i-a dat vederea. O zi a văzut curtea, a văzut casa, a mers la adunare și tatăl meu îmi povestea în timp ce stătea în adunare, vederea a început să-i slăbească tot încet, încet și nu mai a văzut nimic. Și a început să se roage din nou, Doamne, de ce ai îngăduit lucrurile acestea? Și Dumnezeu a trimis din nou un proroc și a zis Dumnezeu prin acel proroc, ceea ce am făcut pentru tine este bine așa, am îngăduit să fie așa, ți-am arătat că am putere să te vindec, dar eu am decis să fii în felul acesta. Poate sunt aici persoane care vă luptați cu diferite boli și așteptați din partea lui Dumnezeu o vindecare. Poate această vindecare nu va avea niciodată loc. Apostolul Pavel spune la un moment dat că avea un țepuș și s-a rugat Domnului de 3 ori și Domnul nu i-a luat această boală, l-a lăsat să trăiască cu această boală. E adevărat, Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, slăvit să fie El. Dumnezeu poate vindeca și în zilele noastre bolile, poate ridica din moarte, poate vindeca cancerul, fiindcă El este Dumnezeu care l-a creat pe om, slăvit să fie Domnul. Cum spuneam, poza, chipul nu l-a ajutat mult pe Isaac, tatăl lui Iacov devenise orb, așa că trebuia să asculte alte caracteristici care să-l ajute să identifice pe fiul său. Vreau să vă întreb, care alte lucruri ați observat din textul citit că îl identifică pe Iacov? Puteți să mă ajutați puțin? Ce îl caracterizea pe Iacov? După ce s-a orientat tatălui când a venit Iacov prima dată la el? După glas. Iacov avea un glas. Iacov avea un glas și când a venit Iacov la tatălui, tatălui l-a recunoscut că este Iacov. L-a recunoscut după glas și l-a întrebat, dar ești tu, Esau? Da, sunt Esau. Și apoi l-a chemat mai aproape de el, a zis, apropie-te de mine, a vrut să-l pipăiască. Mi-aduc aminte, parcă văd pe bunica în fața ochilor mei, când veneam, ne punea așa la picioarele ei și începea să ne pună mâna pe față și întreba, ba pe unul pe altul, cu cine seamănă? Și spunea, păi seamănă cu Marnică, seamănă cu Paulică, seamănă cu Cutare. Și în felul acesta bunica căuta să-și imagineze cu cine semănăm. Dragii mei, Esau, firea lui era un om foarte păros. Avea foarte mult păr, pe când Iacov nu avea păr. Și problema pe care a avut-o Iacov în momentul când mama lui l-a îndemnat să facă acest trick, să-l înșele pe tatălui, i-a spus să-și pună păr pe mână. A tăiat 2 iezi și pelea și-a pus-o pe mână. Și când s-a apropiat de tatăl lui, Isaac a pus mâna pe el și a simțit că este păros. Și s-a gândit, trebuie să fie Esau. Dragii mei, vreau puțin să mă opresc la această caracteristică. Dumnezeu, fie bărbați, fie femei, ne-a însușit cu câteva lucruri care Dumnezeu vrea să fie diferite la noi. De exemplu, spune Apostolul Pavel în ce privește părul, că femeile să poarte părul lung. Spune că le-a fost dat ca o podoabă, de-a pe când bărbații spune că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung.
Dumnezeu, dragii mei, ne-a dat câteva caracteristici ca să ne deosebim unii de alții. Adică bărbații să se deosebească de femei și femeile de bărbați. Trăim în societatea în care suntem, dragii mei, și văd că se face tot mai mult presiune asupra noastră, încât să nu mai putem să ne deosebim. Femeile sunt unse foarte scurt, bărbații încep să poarte păr lung și apoi trecem la un alt lucru care îl amintește aici cuvântul lui Dumnezeu, hainele. Îl cheamă tatăl său Isaac pe Iacov să se apropie de el și când se apropie îl miroase. Dar mirosul era datorită hainelor pe care le-a luat, hainele lui Esau. S-a îmbrăcat cu ele și când l-a mirosit, dintr-o dată mirosea a Esau. Și atunci Isaac, după ce a mâncat bine și a băut și vinul, după ce burta i-a fost bine săturată, a zis, mă, Iacov, Esau, nu contează, îl binecuvintez. A verificat el de câteva ori. Dragii mei, este important să ținem cont de aceste lucruri. Este important să înțelegem că Dumnezeu ne-a creat bărbați și că Dumnezeu ne-a creat femei. Și trebuie să ținem la acest lucru, la aceste principii pe care Dumnezeu le-a dat și să le promovăm. Dacă societatea renunță la ele, noi să fim, dragii mei, biserica pe care o vrea Dumnezeu și să promovăm și să accentuăm că Dumnezeu ne vrea să fim bărbați și Dumnezeu vrea să ne fim femei. Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Câteva caracteristici care le-am amintit, importante pentru noi, care ne identifică. Vreau acum, dragii mei, să răspund la o întrebare. De ce este nevoie de o nouă identitate? De ce Dumnezeu vrea să ne schimbă? De ce nu-i bine să rămânem așa cum suntem? De ce Dumnezeu atât de mult insistă și Scriptura vorbește pe linia aceasta că Dumnezeu este un Dumnezeu care vrea să ne schimbe, să ne transforme? Poate și tu ai avut cândva dorința aceasta să fii altcineva, nu? Ca Iacov poate fi dorit să fii fratele mai mare, poate fi dorit să arăți altcumva, poate fi dorit să fii mai înalt, ai fi dorit să fii mai micuț, ai fi dorit să fii mai slab. Nu, în mod deosebit tinerii se confruntă cu această problemă. În adolescență, aș vrea și eu să arăt altcumva. Și iarăși revin la societate care face foarte multă presiune asupra tinerilor și arată diferite imagini și noi ne silim și ne luptăm să potrivim în aceste imagini. Dragii mei, este important să devenim o făptură nouă, fiindcă identitatea noastră veche produce în jurul nostru conflicte. Primul conflict pe care identitatea noastră îl produce este conflictul cu semenii noștri. Iacov, dragii mei, atât de mult a dorit să fie binecuvântat, atât de mult a dorit să obțină binecuvântarea părinților săi, încât a fost în stare să înșele, să-și schimbe, dragii mei, identitatea și să se dea drept fratele său. Și lucrul acesta a provocat foarte mare deranj în familia lui. A fost nevoit să fugă, să părăsească familia lui, a fost nevoit să fugă de fratele lui Esau, care a dorit să-l omoare, aștepta să moară tatălui Isaac, care era înaintat în vârstă, și a creat conflict, dragii mei, în jurul lui. Spune, dragii mei, în Geneza, în capitolul 32, cu versetul 36, că spuneam că voi reveni la numele lui Iacov, ne spune în felul următor, în acest cuvânt, versetul 36, spune în felul următor, 26, mă iertați, omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Dragii mei, această întrebare i-a pus-o și tatălui. Această întrebare i-a pus-o și Isaac lui Iacov. Și Iacov, dragii mei, cuvântul acesta înseamnă înșelător. Așa cum spuneam, numele care era dat unei persoane în vechime avea de-a face cu caracterul lui. Și în momentul când Iacov l-a înșelat pe fratele lui, spunea fratele lui că el este așa cum e numele lui, este un înșelător. Dragii mei, caracterul nostru, identitatea noastră veche, creează în jurul nostru conflicte și nevoie să fim schimbați, e nevoie ca Dumnezeu să ne transforme, ca relațiile noastre să fie niște relații binecuvântate. Spunea Iacov în capitolul 4, în versetul, chiar primul verset, spunea el, de unde vin între voi certurile?
De unde apar între voi certurile? De unde apar între noi, dragii mei, conflictele? Și spunea el, apar din poftele care locuiesc în trupul vostru, din identitatea voastră veche, de acolo vine cearta. Poate uneori când apare așa conflicte, începem să dăm vina pe diavol. A venit diavolul, m-a ispitit, el ne-a făcut să ne certăm. Dar vreau să vă spun, identitatea noastră este aceea care produce în jurul nostru conflicte, produce ceartă. Dacă vrem să refacem, dragii mei, relațiile noastre, e nevoie să fim transformați. Iacov este exemplul nostru. În momentul când urma, se întorcea acasă, se întorcea acasă din străinătate, Dumnezeu l-a trimis din nou acasă. A venit Dumnezeu să-i spună că e nevoie să se întoarcă acasă. Și atunci el știa că trebuie să se întâlnească cu fratele lui. Trebuia să dea fața cu ochii fratelui său care l-a înșelat, căruia i-a furat, dragii mei, binecuvântarea. Și a fost mare frică. Și noaptea aceea, înainte de a se întâlni cu Esau, Iacov a avut o rugăciune și s-a rugat lui Dumnezeu. Și aici se întâmplă, dragii mei, lucrul acesta când Dumnezeu se prezintă prin acest bărbat. Scriptura mai târziu ne spune că este îngerul lui Dumnezeu. Acolo Dumnezeu s-a prezentat și din nou îl întreabă pe Iacov, cine ești? Și el răspunde, eu sunt Iacov. Dragii mei, este important să fim schimbați sau identitatea noastră veche să fie schimbată, fiindcă ea produce conflict cu Dumnezeu. Identitatea noastră, dragii mei, veche, pe care Dumnezeu vrea să o schimbă, este o identitate care ne pune într-un conflict cu Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 5, cu versetul 10, că noi, identitatea noastră ne făcea vrăjmași cu Dumnezeu. Faptele noastre care izvorăsc din firea noastră, din felul nostru de a fi. Și spune Apostolul Pavel că din firea noastră, din natura noastră, ies certurile, ies dezbinările, ies curviile, minciunile. Toate lucrurile acestea sunt identitatea noastră și toate acestea, dragii mei, ne fac în fața lui Dumnezeu să fim niște oameni care devenim vrăjmași cu Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărui om care îl necinstește pe Dumnezeu. Îl necinstește, dragii mei, prin minciună. Și în Romani, în lista aceasta de păcate, este trecut un păcat care la un moment dat m-a zguduit și spune acolo, călcător de cuvânt. Călcător de cuvânt și spune că oamenii care fac astfel de lucruri, printre cele scârboase, spune că vor fi, dragii mei, expuși mâniei lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că dacă îți calci cuvântul și spui la soție sau spui cuiva, mamă, tată, ca tineri, la ora 10 e acasă și tu vii la 10 jumate și tu apari după o oră sau două ore, ai știut că lucrul acesta nu place lui Dumnezeu? Și fiecare încălcare de cuvânt, fiecare faptă izvorâtă din noi care produce conflict în jurul nostru, ne face să avem și un conflict cu Dumnezeu. Dragii mei, dacă conflictul acesta nu este rezolvat, Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva noastră, va fi o zi a pedepsei. Și apoi, în al treilea rând, vreau să amintesc că e nevoie de schimbare identității noastre, fiindcă există un conflict pe care îl avem cu noi. Un conflict, spunea Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 7, cu versetul 21, spunea el că în el locuiește legea lui Dumnezeu. Ceva este în noi care dorește pe Dumnezeu. Dar spunea el totodată, este un conflict, este o altă lege, o lege a păcatului care locuiește în identitatea lui veche. Și el se vede mereu, spunea el, citim acest, deci în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Și tot mereu era conflictul acesta. Dragii mei, în noi este un conflict. Și uneori ne privim în oglindă și ne uităm la noi și ne gândim la faptele care le-am făcut și ne scârbă chiar poate uneori de noi. Și spunem, cum am putut să fiu așa? Cum am putut să fac o astfel de faptă? Cum am putut să fac o astfel de crimă? Și omul, dragii mei, este într-un conflict cu sine. Și nevoie să intervină Dumnezeu să ne schimbe identitatea ca să dispară aceste conflicte. Conflict cu semenii. Nu știu, te înțelegi cu soția, te înțelegi cu copiii.
Poate nu este această înțelegere și ai vrea să fie pace în casa ta, ai vrea să fie liniște în casa ta și totdeauna când ești doritor după aceste lucruri, arăți spre soție că soția trebuie să se schimbe, arăți spre fratele tău care trebuie să se schimbe, dar în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu vrea să te schimbi tu. Dumnezeu vrea să te transforme pe tine, Dumnezeu vrea să te facă pe tine o făptură nouă, asemenea lui Iacov, care Dumnezeu a venit și s-a prezentat și în momentele, dragii mei, a prezenței lui, Dumnezeu l-a transformat și a zis în felul următor, nu vei mai fi Iacov, vei fi Israel, ca să fie pace între tine și fratele tău. Știți când s-a întâlnit Iacov cu Esau? Ce întâlnire frumoasă, ce întâlnire deosebită, s-au îmbrățișat și amândoi au început să plângă. Au plâns unul cu altul îmbrățișându-se. Mai este așa ceva în familiile noastre? Când ne greșim unii altora, când există conflict, să rezolvăm conflictele, să nu mergem înainte și să spunem că facem slujbe, că ne rugăm, că ridicăm mâini spre Domnul, dacă în casele noastre mai există conflict. Apoi există un conflict, dragii mei, spunea Apostolul Pavel, Romani, capitolul 5, cu versetul 1, un conflict care nu ne dă pace și trebuie rezolvat. Conflictul cu Dumnezeu. Nu poți avea pace cât timp ești într-un conflict cu Dumnezeu. Cât timp între noi și Dumnezeu este vrăjmășie, nu putem să avem pace. Și de aceea trebuie transformată caracterul nostru. Și apoi este un conflict pe care îl avem cu noi înșine. Nu ne suportăm pe noi. Sunt persoane, dragii mei, am întâlnit un caz în care au mers atât de departe încât doreau să-și ia viața, fiindcă nu mai se suportau pe sine. Astăzi este aici prezent Duhul lui Dumnezeu care vrea să-ți spună că ai valoare în ochii lui Dumnezeu, că ești o persoană deosebită, că ești bărbat, că ești femeie, în felul cum te-a creat Dumnezeu, ești deosebit, slăvit să fie Domnul. Și Domnul este prezent aici și spune că ești o persoană deosebită și te iubește atât de mult că a dat ce a avut mai prețios pe Iisus Hristos pentru tine. Mi-aduc aminte, a fost invitat într-o biserică. Și pe când ne rugam, a ieșit o lucrare, a ieșit o prorocie că în mijlocul poporului este o persoană care vrea să-și curme firul vieții. Și după ce s-a dat această lucrare, pot să spun și chiar unde am fost, era vorba despre fratele Remus Oros, a continuat prorocia și a zis, este aici o persoană din partea adolescenților care a căutat să-și ia viața. Și în timp ce ne rugam, dragii mei, au ieșit în față persoane să ne rugăm pentru ele. A ieșit în față, dragii mei, tineri, au ieșit adolescenți și acolo era una printre aceste persoane care a mărturisit, eu sunt persoana aceea care am vrut să-mi curm firul vieții. Dragii mei, poate ai față de tine, ți s-au întâmplat lucruri grozave, poate ai fost abuzat, poate la locul de muncă mereu ești cicălit și îți pui semnul întrebării dacă ai valoare în ochii lui Dumnezeu și ai ajuns chiar până acolo să zici, nu mai are rost să trăiesc, este aici cineva care te iubește, care este Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Și dacă ești aici în seara aceasta, Dumnezeu vrea să te schimbe și să-ți schimbe, dragii mei, atitudinea față de tine însuți. Dumnezeu este acela care vrea să se atingă de tine și să-ți rezolve problema ta. Acum vreau pe scurt să privim la schimbarea acestei identități pe care, spuneam, este atât de mult nevoie să aibă loc în viețile noastre. Este nevoie, dragii mei, dacă vrem să petrecem veșnicia cu Dumnezeu, e nevoie ca identitatea noastră să fie schimbată. Identitatea noastră trebuie să fie o identitate pe care ne-o dă Iisus Hristos, nu pe care ne-o alegem noi, nu după moftul nostru, nu după principiile societății, a filozofiei pe care ne-o dă Dumnezeu. Și știți după care model ne-o dă Dumnezeu? După modelul lui Iisus Hristos. Ăsta este modelul după care Dumnezeu vrea să ne formeze. Dacă vrei astăzi să devii o persoană nouă, dacă astăzi vrei ca identitatea ta să se schimbe, dragii mei, e important, acum unde stai, să recunoști și să realizezi că aici este prezent Dumnezeu. Stai înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te întreabă, asemenea lui Iacov, asemenea lui Isaac care a pus întrebarea, cine ești tu, fiule, cine ești tu, fiică? Poate astăzi vei spune, eu sunt în ordine, eu sunt Elisei, eu am, dragii mei, merite, eu am un loc de muncă bun, eu vin dintr-o familie cu renume, eu sunt cu tare și cu tare. Dar poate ești o persoană care ești duplicitară.
Și asemenea lui Iacov spui, eu sunt Esau, eu sunt cu tare. Poate ești aici și te dai drept altcineva. Dacă vrei astăzi să fii schimbat, trebuie să recunoști în prezența lui Dumnezeu că tu nu ești nimeni altul decât tu însuți. Așa cum a spus Iacov în prezența îngerului, nu mai a zis că este altă persoană, a zis că eu sunt Iacov. Eu sunt înșelătorul, eu sunt acela care am înșelat pe fratele meu, eu sunt acela care am călcat greșit și Dumnezeu a intervenit și a spus, nu-i problemă, am putere să te schimb, am putere să te transform, am putere să te fac o persoană nouă și a spus, îți schimb numele, îți schimb identitatea, nu te vei mai chema cum te-ai chema până acum, nu va mai striga după tine Iacov înșelătorul, ți se va spune Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Dragii mei, ați vrea să aveți parte de acest lucru, am nevoie și eu, chiar dacă ai trăit cândva în viață momente de acestea unde Dumnezeu te-a schimbat, te-a noit, avem nevoie din când în când să fim reînnoiți, împrospătați de prezența lui Dumnezeu, fiindcă firea veche, natura noastră veche, își face apariția. Începem din nou să ne certăm, începem din nou să ne contrazicem și Dumnezeu este aici dacă recunoști în prezența lui Dumnezeu cine ești. Asta înseamnă de fapt pocăință, să spui, Doamne, acesta sunt, nu pot să mă las, nu pot, nu este cu putință, dragii mei, ca noi oamenii să îndeplinim voia lui Dumnezeu dacă nu suntem transformați de El. Și Dumnezeu este acela care intervine. Apoi, dragii mei, al doilea lucru care vreau să-l amintesc în seara aceasta pentru schimbarea, transformarea identității noastre, este nevoie, dragii mei, de primirea Domnului Iisus Hristos. Spunea Ioan în Evanghelia sa, tuturor celor ce l-au primit, Ioan capitolul 1, versetul 12, adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici în voia vreunui om, nici în voia lor proprie, ci născuți din Dumnezeu. Dragii mei, pentru a fi transformați, Dumnezeu a trimis, așa cum spuneam, o persoană, însuși Dumnezeu a venit în chip de om în lumea noastră ca noi să avem un model. Și modelul acesta este Iisus Hristos. Dacă noi nu acceptăm modelul acesta, dacă noi nu credem în El, nu-L primim pe El, identitatea noastră nu poate fi schimbată. În momentul când tu îl primești pe Iisus Hristos, când te uiți la Iisus Hristos, asemenea acelui tâlhar despre care la noi în biserică în dimineața zilei de astăzi se vorbea, care la un moment dat a văzut că Domnul Iisus Hristos era diferit de ei și spunea, El nu ți-e frică de Dumnezeu, noi suntem aici pe cruce, pe drept, dar acest om este un sfânt, este un neprienit, în el nu s-a găsit nicio vină. Atunci când vei privi la Iisus Hristos, dragii mei, atunci când vei vedea pe Iisus Hristos, vei recunoaște și vei vedea că viața ta este falimentară. E atât de mult nevoie, dragii mei, să ne identificăm cu Iisus Hristos. Spunea Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iacov a trebuit să fie lovit. Știți că Iacov avea obișnuința, când făcea probleme, tot să fugă. L-a înșelat pe fratele lui, a fugit în Mesopotamia. Acolo, cu socrul lui, iarăși a avut conflict. Și când a avut conflict cu socrul lui, iarăși s-a apucat să fugă. S-a întors înapoi acasă. Știți unde l-a lovit Dumnezeu pe Iacov? L-a lovit acolo unde trebuia să nu mai poată să fugă. Să nu mai poată. Știți de ce? Să-și pună încrederea în Dumnezeu. A fost nevoie, așa cum spune Evrei, să-l bată. Spunea că copilul pe care îl primește tatăl ia bătaie. Spunea, auzi, că voi nu sunteți fii din curvie. Și au zis că dacă Dumnezeu nu mai are treabă cu noi, dar vreau să vă spun în ziua de astăzi o veste mai bună decât vestea lui Iacov. Nu-i nevoie de bătaie. Nu-i nevoie de bătaie. Știți din ce cauză? Fiindcă a venit altcineva care a suferit pentru noi. A venit altcineva care a suferit pentru noi. Și toată mânia lui Dumnezeu, toată dreptatea lui Dumnezeu s-a arătat în Domnul Iisus Hristos. Poate ești aici și te gândești, mă, vreau să mă întorc la Dumnezeu. Dar mi-e frică, oare cum voi fi primit? Oare nu mă va pedepsi Dumnezeu? Oare nu mă va pune Dumnezeu într-un căruț cu rotile? Oare Dumnezeu nu va duce vreun blestem peste mine? Vreau să vă spun în seara aceasta și dacă se poate afișa Galateni capitolul 3 cu versetul 13, spune că Iisus Hristos a fost făcut blestem pentru noi,
ca noi, dragii mei, să fim răscumpărați din blestemul legii. A venit acest Fiu al lui Dumnezeu, a venit și a murit pe cruce pentru noi. Atât de mult, așa cum spuneam, ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul Său Fiu. Și dacă vrei ca identitatea ta, ca persoana ta să fie transformată în seara aceasta, e nevoie să-L accepți pe acest Fiu al lui Iisus, pe acest Fiu al lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Pentru că prin El se poate ierta păcatele noastre. Dragii mei, recapitulez, e nevoie să fim schimbați. Fiecare din noi avem nevoie de schimbare. Fără schimbare pe care Dumnezeu trebuie să o producă în viața noastră, nu noi, nu vom vedea veșnicia, nu vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără schimbarea pe care o vrea să o facă Dumnezeu în viața noastră, relațiile noastre vor fi niște relații de conflict. Ne vom certa, nu vom putea ceda, dar în momentul când vine Dumnezeu în viața noastră, noi suntem niște oameni schimbați, niște oameni înnoiți. Zic Dumnezeu să ne binecuvinteze și să binecuvinteze întreaga biserică Maranata, biserica din Krems și toate bisericile din Austria, să fie biserici formate din oameni născuți din nou, oameni transformați. Că acolo unde sunt oameni născuți din nou, vreau să vă spun, conflictul scade la zero. Atunci când oamenii nu sunt născuți din nou, acolo apare conflicte. Acolo sunt pretenții, acolo sunt ambiții, dar acolo unde oamenii sunt născuți din nou, dragii mei, acolo, dragii mei, se vede prezența lui Dumnezeu și mi-o doresc pentru toți din noi. Amin. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Să-i dăm slavă Domnului pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi în seara aceasta aici. Haideți să intrăm în rugăciunea aceasta de mulțumire, să îl glorificăm pe El, pentru că ne-a făcut mult bine. Și așa cum s-a spus, să ne rugăm ca cei care nu au o identitate în Hristos să o primească. Amin. Haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului.